Iată eu și pe ceilalți părinți, spun creștini, dragi bătrânași, ne bucurăm astăzi de această zi, care ne putem întâlni, ne putem vedea, ne putem ruga pe bună. Astăzi am văzut să fim minunate evanghelele care s-a citit în rândul Sfintei Liturghii și am văzut evanghelia de la Sfântul Domnul și evanghelistul Marcu care spune despre se citește duminica după Nazare Sfântului Cărăci și evanghelia de la Sfântul Apostol și evanghelistul Matei care spune despre femeia cananeancă care a venit și se ruga pe iubinte la Hristos. Cred că de aici ar trebui să începem, că această femeie care ne-a făcut mă învață pe mine, poate și pe voi, că la Hristos anumea să vine așa, într-așa fel de cuviare. Spune Evanghelia că Hristos a intrat pe Pământul Tirului și a Sfântul și s-a bucurat această femeie și striga de Dumnezeu. Iisus e Fiul lui David, vieți milă. Și Hristos se făcea că nu o vede, nu răspundea niciun nimic și era foarte dureros. Dar credința ei tare care urmea nu urmea pentru să se formeze pe Hristos. Și atunci ucenicii vineau și spuneau, Doamne, ascultă pe această femeie, că strigă în urma noastră, să o păzește pe ei. Și Hristos spune că am venit pentru oile alese. Și atunci se apropie pe această femeie la Hristos. David, mântuiește-mă, ajută-mă! Și Dumnezeu îi spune că nu este bine Sfântul care trebuie în soar, cum și mine, Domnul. Iubiți credincioși, după fiecare dintre noi, dacă am venit la un părinte Domnului, sau dacă am venit la un doctor, sau dacă am venit la unul care ne-a dorit să primim ajutor și am auzit așa niște cuvinte, ne-ar compara cu tine, știm cum aș supăra eu pe mine. Și pe urmă și pe voi, și voi tot vă supărați, vă gândiți ce fel de om este acesta, că mă pune alături de mine, dă iubitul, conjuntor, am nevoie de ajutorul lui. Dar această femeie vedem că nu e când îți vedește. Și spune, fieți milă de mine, ajută-mă, Doamne. Și Dumnezeu îi spune să fie după credința ta. Și o laudă Hristos pe această femeie, în fața dreptului tot popor. Și cred că este și merită să fie lăudat. Și noi astăzi această femeie ne învață cum trebuie să ne rugăm, ne căutând la ispitele și la încercările cu care ne întâlnim, chiar în timpul rugăciunii. Din multe ori ne punem rugăciune să cerem unele lucruri de care avem nevoie și vedem că în primele zile doar de lucruri poate și mai rău. Deodată să ne gândim la această femeie, dar să știți, iubiți credincioși, după aceea care au credință tare și vă nădăjduiesc că mânii la Lui Dumnezeu până la sfârșit la cei cu vieți îndurare de la Dumnezeu. Și știm că s-a vindicat această mânie. Iubiți credincioși, Evanghelia de-a doilea care ne spune cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și atunci așa să urmeze mie. Mult ne învață, iubiți credincioși. Cel ce voiește, așa spune Hristos în Sfânta Sa Evanghelie, nu ia pe nimeni cu deasila, cel ce voiește. Și atunci mă voi întoarce puțin și îi spune, de ce oare Hristos așteaptă că cel ce voiește și pe nimeni nu voiește cu deasila. Noi de multe ori vrem să ne îndreptățim, de ce nu schimbăm viața, de ce nu ne mai crește bine. Ne îndreptățim, spunem că cineva este vinovat sau dacă aș vedea, sau dacă aș fi eu în timpul lui Hristos, îmi spun, iubite creștini și mie spun. Că dacă ar fi în timpul lui Hristos, noi fi cei de primii care am strigat, restrigrește, restrigrește. Și spun Sfinții Părinți în lucrurile acestei Evanghelii, că Apostol era și Petru și Iuda, alături de Hristos, de primul lui Dumnezeu, și am văzut toate minunile mari și minunate care s-au făcut. Dar fiecare dintre ei, când a ajuns în timp de ispită, unul s-a limpădat, altul l-a vândut pe Hristos. Cel ce s-a limpădat de Hristos prin lacrimi și cu iertare și a fost primită iertarea Lui, pocăința Lui a fost primită. Cel ce l-a vândut pe Hristos, despre care Hristos spune că era mai bine omul acela, nici să nu se nască, să se gândească tot ce eu partea vânzătorilor.
Știm că a mers să scutura după ce toți banii în timp au mers și s-a scuturat de un drag. Iubiți Hristos, să-i gândim că pentru toți la fel să văd minunile. Toți vedeau că este Fiul lui Dumnezeu, toți vedeau minunile care le făcea Hristos cu puterea sa dumnezeiască, cum umbla pe apă, cum învia morți, cum deschidea ochii celor mori, dar totuși, ajungând în izbită, n-au făcut toți la fel. De aceasta Hristos spune, cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia cruce, să se urmeze mine, să ne lepădăm de sine, iubiți credincioși, că noi ne ascultăm mult mai mult de trup decât de suflet, cât de mult căutăm la curăția trupului și cât de puțin căutăm la curăția sufletului. Spune Hristos mai departe, să-și ia cruce, să se urmeze mine. Iubiți credincioși, să nu ne gândim nici când și niciodată că Hristos ne-a dat o cruce prea grea și nu o putem aduce. Hristos ne-a dat fiecare dintre noi anume crucea noastră și nimeni dintre noi să nu spună că este prea grea. Este cu măsură dată și cu dragoste dumnezeiască și este noastră cruce și trebuie adus. Că Hristos nu ne-a dat-o ca să cădem sub cruce, Hristos ne-a dat-o ca să o ducem și să primim răsplata pentru ducerea crucii. Și mai departe în această Evanghelie ne spune că cel ce se va rușina de mine, de propovăduire despre mine, despre mine în acest neam desmânat și păcătos, mă voi rușina și eu de el în fața lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, nici când să nu vă rușinați, să spuneți ce a făcut Dumnezeu pentru mine și pentru voi. Am auzit cuvintele minunate al unui preasfințitul Adecalogin care a spus că nu ne vom rușina și nu ne vom teme. De ce mai mult vom fi opriți, mai mult vom vorbi, iubiți credincioși. Și vă spun un cuvânt care n-am spus nici când, dar aseară, într-un caz deosebit, auzind de la un frate meu creștin, slăbuț, care spunea că mă duc și eu la război. Dar eu spuneam, frate, ce se cață acolo? Ești mic, credincioși, ce poți să faci acolo? Te vor omori, nu știu ce dacă vor omori. Dar voi face și ceva și întreb, ce îi face, frate? Și el spune, le voi spune că Hristos a înviat. Și foarte inima frustrat acest lucru. Și eu astăzi tot așa spun, de ce mai mult vom fi opriți, să știți că ultimul cuvânt, dacă aș avea de spus, îl voi spune Hristos a înviat. Și nu ne va opri nimeni nici când și niciodată. Că Evanghelia de astăzi așa ne învață că cel ce își va păstra sufletul, îl va pierde, dar cel ce își va pune sufletul pentru Dumnezeu și prin Evanghelia Lui, îl va salva, iubiți credincioși, îl va mântui. Așa că se ne dă șansa să spunem ultimul cuvânt, să spun, să știți că îl vom spune că Hristos a înviat. Și Hristosul cel adevărat, nu al lor cel care bate, care fară, care disprețuiește. Dar Hristosul cel care a venit să jertfim pe cruce, și se spune într-o Evanghelie minunată, veniți că toate sunt gata, toate sunt gata astăzi. Și când se ridică întrebarea, ce este gata? Și Hristos ne răspunde, Golgota cu capul cruce în spate. Mâinile mi-au bătut în mâini și în picioare surița, cu surița mă împuns în coastă, toate sunt gata. Sângele meu s-au vărsat pentru mine și pentru voi, toate sunt gata. Așa că nu spune Dumnezeu și veniți la Hristos, că Hristos vă așteaptă și toate sunt gata. Și vai și amar vor plânge cei care n-au nimic să oricând, nimeni se pot îndreptăți, nimeni nu se îndreptățește. Hristos a venit odată să moară pentru noi. Nu va veni Hristos altă dată, mai odată să moară pentru mine și pentru voi. Va veni și va cere răspuns pentru faptele și pentru viața noastră. Și fiecare va căpăta după viața lui. Ne bucurăm astăzi că putem întâlni Dumnezeu în camere bune. Vă dorim un cercuzitor spre căsuțele voastre și vă spunem să nu vă temeți să-L mărturisiți pe Hristos. Că Hristos a făcut tot ce s-a putut pentru noastră mântuire și acum rămâne după mine și după voi ca fiecare, după putința lui omenească, să-și facă tot pentru a sa mântuire. Dar ce și nu ne ajunge să știți că pe mila Maicii Domnului vom cere mila ei și vom spune precum rugăciunea care ne învață Sfânta Biserică să spunem ușa milostivirii deschide nouă binecuvântare.
Tată născătoare, Dumnezeu, ca suferim ceea ce ne dorim pentru Tine. Așa ne vom ruga, Maicii Domnului, ca să se deschidă ușile cele care se vor închide în fața noastră, să putem ajunge acolo în Hristos, în Țara Cerului, unde ne-a pregătit un loc pentru noi, pentru cei ce mărturisesc astăzi pe Hristos. Dar cei ce nu mărturisesc pe Hristos, să știți că dacă voi veți să cea prietenii vor vorbi, dar Hristos va fi mărturisit în timpul când este nevoie să fie mărturisit. Așa că greu ne va fi atunci când vedem că prietenii de alături de noi vor mărturisi. Îngeri păzători spre căsuțele voastre și Maica Domnului să vă cumpere cu cinstitul ei omofor, acum și în vecii vecilor. Amin.